Mii de protestatari din mai bine de 50 de orașe au ieșit în stradă. De 5 zile, lumea nemulțumită de situația din țară a început să strige oful în speranța că vor schimba ceva pentru binele lor și al țării. În urmă cu câteva zile, mii de oameni au participat la un protest de susținere a lui Raed Arafat. Protestatarii au continuat de atunci să iasă zilnic în stradă și făgărășenii sunt nemulțumiți de situația în care a ajuns țara, deși proteste nu au fost organizate în orașul nostru. De nemulțumiri! Și credeți că o să rezolve ceva? Nu! Nu să facă nimeni nimic, că n-are cum să facă, că toți s-au adus o de râd pe țara asta. Nu e rău că au ieșit în stradă, dar nici bine pentru strigăturile care le fac. Strică foarte mult. Ce cer, cer bine. Dar s-ar putea sub altă formă. Să-i dea jos. Să-i dea jos, să rămână, să-i puie pe alții. Pe Diaconescu, care e mai bun. Credeți că au făcut bine românii că au ieșit în stradă? Da, sigur, foarte bine au făcut, sigur. Nu este bine, dar asta e. Fiindcă am pornit prost din 90 încoace, nu s-a făcut nimic, numai s-a distrus și acum noi plătim din urmă. Ce părere aveți? Este bine că a ieșit lumea în stradă? Nu e bine, că trebuia să așteptăm să vedem ce sunt, ce anul ăsta sunt alegeri, numai tot, dar nu să distrugem, că au ieșit, dar nu să distrugă. Foarte bine ce se întâmplă în țară. Și aici ar trebui să se întâmple, nu în țară. Noi dormim, așteptăm alții să ne facă ceva, să ne ajute. Prea puțin mă pricep la politică, dar cred că pe undeva e bine. Că dacă e o mișcare, atunci fiecare face ce vrea, care ajunge sus, acolo unde a ajuns. Cred că este bine, da. Credeți că rezolvă ceva dacă ies? Eu știu, nu știu dacă poate rezolva ceva. Trebuie să facem ceva ca să ne încălzim, nu? Și dacă în casă e frig și gigacaloria mare, ieșim pe stradă și ne agităm și ne încălzim. Dar credeți că au făcut bine românii că au ieșit în stradă? Da, bineînțeles, bineînțeles. Nu știu dacă se rezolvă ceva, dar nu e rău. Nu e rău să ieșim, să nu stăm chiar așa pasivi. Să încercăm să ne arătăm dorința de a schimba dacă putem ceva, dacă nu, că noi aici în țară, noi schimbăm sau încurcăm lucruri. Oamenii spun că ar ieși și ei în stradă să strige nemulțumirile. Un trai mai bun. Mai bine pentru noi, pentru copii, pentru toată lumea. Am ieșit, dacă am avea posibilitatea să ieșim, dar la noi din la țară. Noi suntem din la țară, nu avem cum să... Condiții mai bune, fiindcă noi am pornit, am spus, prost din 90. Că nu s-a făcut o privatizare în țara asta, nu s-a furat, s-a distrut tot ce... Și acum este greu. Și să strig, ce strigă toată lumea, jos guvernul, jos Bășescu. Nu se mai poate. Deci sunteți de acord că ai și lumea asta? Da, absolut, absolut. E foarte greu. Cum să nu, dacă am ceva de spus și am de protestat împotriva unui lucru, ies și spun că sunt liber și pot să spun, dar cu decență, frumos, fără violență, asta e un lucru foarte important. Sloganul jos tiranul, nu dau nume, n-am nicio problemă, să fim mai buni, să ne împăcăm, să ne înțelegem. E țara atât de frumoasă și atât de ar fi bine pusă la punct dacă noi ne-am pune la punct noi pe noi înșine prima dată. Ample proteste se anunță și în următoarele zile.